dracu. Ce faci? Mai avem o plachetă aniversară pentru domnul Mihai Berban. Rugăm pe domnul Ionuț Troie să ne ajute. Oricum o loja se va numi loja Ioana Mbembe. Ăla a venit și el a scos din bezii. Am înaintat la rangul de cal, lăsați. Măcar azi. E un lucru foarte frumos că ne-am strâns după atâția ani atâția jucători care au însemnat ceva pentru culorile alb-roșu, pentru Dinamo. Am spus, dacă tot se apucă de nou stadion, să mai facem un ultim meci pe acest stadion. Da, spuneți. Vă păstrați ceva din acest stadion? Luați ceva acasă, ca amintire? Nu, ce să iau. Aștept să iau din cel nou, din ăla vechi, vechi, eu să duc, nu. Aveți amintiri multe de aici. Amintirile rămân și, oricum, orice s-ar întâmpla, cel puțin 86-90, acea echipă superbă pe care a avut-o Dinamo și restul anilor. Dar parcă aveți așa un nod în gât, o emoție, lacrimi. Lacrimi nu, că nu prea mai, bărbații de plâng mai rar, așa. Emoții am, fiindcă vă dați seama, pe Varga cred că nu l-am văzut de 32 de ani. Suntem foarte mulți care nu ne-am văzut de 30 de ani. Mircea Lucescu, 2024, ar putea fi din nou antrenor la Dinamo sau în conducerea clubului? Nu, eu sper să-mi accepte oferta pe care am făcut-o, să fie președinte onorific la CS Dinamo. Și dacă voi reuși să-l fac președinte la CS Dinamo, automat ne va ajuta în tot ceea ce înseamnă fotbal și nu numai fotbal la CS Dinamo. Cred că se întorc vremurile de altă dată. Pentru că eu am revenit pe Dinamo într-un moment extraordinar pe care mi-l doream de atunci, construirea unui nou stadion. Am spus că nu mă reîntorc la Dinamo până când nu voi vedea un stadion nou, așa cum trebuie să aibă un club cum este Dinamo, cu atâta asemenea performanțe internaționale de-a lungul anilor. De aceea mă bucur, sunt 32 de ani de când eu n-am mai fost pe acest stadion, în afară de faptul că am venit de două ori cu Rapidul, cred că eram exact adversarul de lui Dinamo. Dar inima mea, sufletul meu și amintirile mele rămân legate de Dinamo. Rămâne acest stadion care mi-a adus atâtea satisfacții și care a adus atâtea satisfacții suporterilor noștri. Îmi doresc din tot sufletul ca acele vremuri să revină. E un prim pas construirea stadionului. Un stadion nou în centrul Bucureștiului, cu suporterii pe care Dinamo îi are în țară și în București, va însemna foarte mult pentru performanțele ulterioare ale acestui club. Voi fi alături de cei care își au această responsabilitate de a readuce în prim plan istoria acestui club. Vorbesc de fotbal, pentru că celelalte activități sportive s-au desfășurat în mod normal, cu performanțe pe care voi, suporterii, le-ați apreciat. Cred că e știrea momentului, nu că sunt 74 de ani de la înființarea clubului. E frumos că au strâns toți foștii campioni de la toate disciplinele, dar avem o confirmare oficială că Dinamo va avea un nou stadion. Sper că prin construcția noului stadion să avem și investitori serioși și oameni care să se reîntoarcă să ajute Dinamo. În principiu, Lucescu, antrenor? Păi, antrenor, consilier antrenorului, președintele clubului, ne-a Mircea așteptat, pentru că experiența lui te-ar putea ajuta foarte mult. Veți lua ceva amintire de pe acest stadion pe care ați cunoscut atâtea momente, că practic urmează meciul legendelor? Nu, e una dintre ultimele ocazii să o luați o de pământ, o bucățică de iarbă și o plantez la mine. Care este amintirea dumneavoastră ca jucător și ca antrenor de pe acest stadion? Că aveți o grămadă, o tonă. Bine, sunt multe, dar poate de pe acest stadion
ca și antrenor mi-amintesc foarte mult de meciul cu Everton, care cred că a fost unul din cele mai frumoase din cariera mea de antrenor. Și ca jucător? Și ca jucător au fost derbiurile cu Steaua, că nu mai altceva, numai cu Steaua, toate meciurile cu Steaua au fost. Și alea pierdute, și alea pierdute au fost frumoase. Din punctul de vedere al rezultatelor, nu ne fac cinste ca și Dinamo Viști. Sper acum... Dacă vor juca cum au jucat la Botoșani și vor avea aceeași atitudine, cu siguranță nu-mi fac griji, indiferent de ce adversar vom întâlni. Ești născut, crescut aici, în Dinamo? Da. E una dintre ultimele momente, ca să zic așa, mai sunt două meciuri oficiale măcar. Ai pus ochii pe ceva să iei amintire, nu știu, te-ai gândit deja, o bucată de gazon, scaun, scaun, plasă de la poartă. Probabil o să iau un scaun ca amintire. Din vestiar ceva? Din vestiar, nu, nu, din vestiar, nu. Nici gazon, nici o bucată de gazon? Nu, pentru că nu arată grozav. Care e cel mai frumos moment al tău aici, în Dinamo? Primul gol marcat cu Steaua. Asta e cel mai frumos moment, chiar la poarta aceea. Da, probabil o să, dar să-l întreb, cel care se ocupă aici la teren dacă mai are plasele de atunci. Cu siguranță le are pe undeva ascunse și voi la din acea plasă. Uite, vezi, mi-a dat o idee bună să-mi iau ceva amintire. E un eveniment important pentru ce înseamnă acest club, istoria acestui club și faptul că ne și întâlnim după o perioadă destul de lungă. Reușim să ne revedem totuși. Ce a însemnat Dinamo pentru dumneavoastră? Ah, foarte mult. Foarte, foarte mult. Sunt legat sufletește de acest club. A fost perioada, dacă universitatea m-a format ca junior aici, acest club m-a pregătit pentru performanță. Am niște amintiri extraordinar de frumoase, pentru că am lucrat cu niște oameni deosebiți. Aici mă refer la domnul Lucescu, stafful dânsului. L aveți antrenor și astăzi, nu? L-am antrenor și astăzi și plus am jucat lângă niște jucători deosebiți. O cifră frumoasă, o cifră care înseamnă maturitate, o cifră care eu îmi doresc ca de acum încolo să îmbătrânească frumos, cu multe medalii ca și până acum. Dar ăsta e trendul, ăsta e sportul românesc și, din păcate, așa o spun cu durere în suflet, că sportul românesc este într-un picaj și dacă vrem să ne mai bucurăm așa de aceste momente frumoase și îmi doresc să nu aniversăm doar trecutul, ci să aniversăm și prezentul și cel mai frumos să aniversăm și viitorul. În primul rând, la mulți ani, la mulți ani nouă. Deși nu sunt de mult timp la acest club, am descoperit împreună cu echipa mea cât de frumos e și de ce are reputația pe care o are și de ce avem atât de mulți campioni. Aș vrea să mulțumesc clubului Dinamo pentru toată grija pe care ne-au purtat-o mie și oamenilor care mă ajută să excelez în domeniul meu, în notul. Și de asemenea aș vrea să le mulțumesc pentru profesionalism. La mulți ani, Dinamo!